Sindicatele din învățământul preuniversitar din România pregătesc greva generală pe 22 mai, dar până la momentul declanșării grevei generale au pichetat din nou timp de două zile sediul guvernului. Potrivit programului de proteste stabilit în data de 10 mai, vor mai organiza un marș de proteste la care sunt așteptați peste 15.000 de membri de sindicat, iar în 22 mai, dacă guvernul nu va da curs revendicărilor, va fi declanșată greva generală care poate culmina cu înghețarea anului școlar, deoarece nu se pot încheia mediile anuale. De la București, Paul Rusu, liderul sindicatului din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara, declară că acțiunile de protest nu au avut niciun rezultat. Ba mai mult, noua ordonanță de urgență de austeritate lovește și mai mult în educație, în loc să repare neajunsurile semnalate. Eu sunt la București acum, au fost pichetări și ieri și astăzi. Da. În 10 mai este meeting-ul și marșul de protest, sperăm să fim 15.000, celelalte acțiuni au fost de mai mică amploare, după care, dacă nu se întâmplă nimic, din 22 mai ar trebui să fie grevă. Suntem în perioada în care adunăm semnăturile. Adică noi suntem foarte rigurgoși și foarte corecti, pentru că așa ne cere legea, dar nu vedem și din partea partenerului aceeași corectitudine. În acest context, mă rog, nu avem de ales, adunăm semnături, facem, respectăm procedurile și în 22 mai ne pregătim, din 22 mai ne pregătim pentru greva. Deci, greva înseamnă înghețarea anului școlar, adică dacă vă voi nu vă interesează, înghețați anul. Asta este, oricum nu se întâmplă nimic bun. Bun, vin întrebările, sunt afectați copiii, sunt afectați părinții, da, sunt afectați și în momentul de față, toți. Pentru că nu avem 6% din PIB, pentru că nu avem suficiente resurse, pentru că nu avem suficiente instrumente să stăpânim clasele de copii,